Astfel, Iașul devine pentru o zi nu doar un centru religios, ci și unul politic, unde strategiile electorale se împletesc cu tradiția și credința. Impactul acestui pelerinaj politic ar putea fi dublu. Pe de o parte, consolidarea unor baze de suporteri pentru candidați, pe de altă parte, posibile critici din partea scepticilor în privința amestecului dintre religie și politică. Alături de noi, în legături video, Tudor Ciuhodaru, medic. Mulțumesc, domnule doctor! Dimineața și de la Iași, și să știți că România modernă s-a născut la Iași. Așa că o perioadă agitată, dar noi suntem pe baricade cum am fost de fiecare dată și să știți că și în Garda de Ieri am tratat în continuare și pacienți din Iași și mulți din alte județe care au avut nevoie de asistență medicală de urgență. Ajungem imediat la dumneavoastră, îl salutăm și pe Adrian Negrescu, analist economic prin telefon. Mulțumesc, domnule Negrescu. Bună dimineața. Dimineața. Bine v-am găsit. Domnule doctor, a fost o noapte grea pentru aproximativ 50.000 de oameni care au așteptat după miezul nopții în frig să ajungă la Raclă. Unii dintre ei au dormit în lăcașul de cult. Temperaturile știm că au fost destul de scăzute. Cum a fost noaptea la urgență? La urgență a fost o noapte grea, ca de fiecare dată, mai ales în weekend, și în acest context al pelerinajului ecumenic și mai puțin ecumenic în Iași în această perioadă, vă dați seama că vârful de prezentări este exact în această perioadă, duminică pe 13, luni 14, când este Sfânta Parascheva, și va mai continua în aceste zile pentru că sărbătorile Iașului continuă. Și să știți că, mă uitam pe statistici oficiale, peste 488 de pacienți au avut nevoie de asistență medicală. Numai ieri au fost peste 50 de cazuri ce au avut nevoie de asistență medicală, iar mulți dintre ei au ajuns chiar și în serviciile de urgență. Iar la noi, la Spitalul Clinic de Urgență Nicolae Oblu, este un specific aparte, cei care au probleme neurologice, în special și nu numai, sau cu abilități psihoemoționale, cu comițialitate, sunt printre pacienții cei mai expuși în această perioadă. Și trageam câteva semnale de alarmă și le mai trag în continuare, pentru că ați avut dreptate. Noaptea chiar este foarte, foarte frig și dacă stai la coadă, peste 45.000 de oameni erau la un moment dat pe culoar, se poate întâmpla, dacă nu sunteți îmbrăcat corespunzător, să aveți probleme. În plus, totdeauna am recomandat că atunci când vă așezați la coadă, chiar dacă a mers relativ rapid în acest an, să luați măcar o gustare înainte, pentru că stările lipotimice, sincopele pot apărea într-un astfel de context. Și de nu ne neglijați sunt cei, într-adevăr, cu probleme neurologice sau neuropsihice. Am tratat astfel de cazuri cu comițialitate, există o perioadă de stres, iar pe de altă parte, când vorbim despre turismul neecumenic, o importantă componentă a fost patologia etilicotraumatică și au fost suficienți pacienți cu alcoolemii de peste 300 de miligrame la 100 ce au avut nevoie de asistență medicală în contextul de urgență. Așa că mai car câteva recomandări până când educația pentru sănătate va fi predată în toate școlile din România. Îmbrăcați-vă corespunzător, consumați lichide calde, nu alcool, atenție ce alimente și de unde le consumați, pentru că apar și aceste probleme digestive, iar în momentul în care apar cefalea, epistaxisul, nevralgiile, grizile de lumbago, consultați un medic pentru a fi cel mai ferit de ceea ce înseamnă complicații și... Adrian Negrescu, 20 de minute mai sunt până la ora 9 și jumătate, ora la care începe Sfânta Liturghie la Sfânta Parascheva, moment în care campania electorală începe la Iași. Principalii candidați la alegerile prezidențiale și-au anunțat participarea la slujbă. Marcel Ciolacu, Nicolae Ciucă, Mircea Joana, Elena Lasconi, Ludovic Orban participă la Sfânta Liturghie. E cunoscut faptul că evenimentele religioase atrag alături de credincioși și pe cei care aspiră la funcții înalte în stat. Mai funcționează această carte în 2024, în ajunul alegerilor, prezența la slujbe cu număr mare de credincioși? E o baie de mulțime pe care fiecare candidat în parte încearcă să o marcheze. Probabil va fi o bătălie pe Enoriaș, pe care cine și cu cine să dea mâna, cine și cu cine să vorbească. Mie mi se pare o desfășurare de forțe ne la locul ei în campanie electorală. Cred că acești candidați n-aveau ce căuta la Sfânta Parascheva, mai ales că probabil mulți dintre ei nu se vor abține și vor da declarații cât de credincioși sunt, cât de cucernici și de interesați de soarta pelerinilor aflați acolo, de nivelul lor de trai, de cât de bine ar trebui să le fie, cum au crescut pensiile, cum au crescut salariile, tot felul de declarații care n-au nicio legătură cu manifestarea religioasă extrem de importantă care se întâmplă în momentul de față la Iași. Am fost și eu de foarte multe ori la Sfânta Parascheva când eram student la Iași și lucram acolo, erau o mulțime de oameni care n-aveau nicio legătură cu politicienii. Acolo n-ar trebui să existe politicieni, mai ales
într-un an electoral. Mie mi se pare o desfășurare de forțe de prost gust, pentru că pe lângă acești politicieni, acești candidați, mai sunt și alți câteva zeci, dacă nu sute, de alți candidați care vor să intre în Parlament, care vor și o funcție de o notă sau altă și care probabil vor invada mass media cu mesaje din ce în ce mai cuțernice, ca să zic așa, de cât de corect și de vertical din punct de vedere social, profesional și mai ales cât de importantă este pentru ei religia. E o falsă etalare de sentimente creștine din punctul meu de vedere. Pentru, nu, hai să zicem, nu pentru toți, dar măcar pentru o parte din candidați. Da, interesant, Adrian Negrescu, că principalii candidați la alegerile prezidențiale se duc în mijlocul unei mulțimi de oameni care a stat 18 ore la coadă să ajungă la racla cu moaștele Sfintei Parascheva. Vor urma același exemplu? Da, nu, cu siguranță. Vor intra pe ușa din spate, în Catedrala Mitropolitană. Există o ușă de protocol, ca să zic așa, și probabil vor avea loc în față, undeva la slujba acolo, ca să fie prezent cu o lumânare în mână la, și să asculte slujba ținută de Mitropolitul Moldovei. O chestie tipic românească, o chestie care ține, din punctul meu de vedere, de statul ăsta fanariot în care trăim, de obiceiurile astea cu iz de ev mediu superior, ca să zic așa. N-au nicio legătură cu religia, n-au nicio legătură cu ce ar trebui să reprezinte, din punctul meu de vedere, aceste manifestări religioase de la Iași. N-au ce căuta politicienii acolo, nu înțeleg ce caută și dacă vom vedea, probabil și dumneavoastră veți relata, probabil veți vedea mulți politicieni care vor ieși printre credincioși aflați la coadă, cum spuneați dumneavoastră foarte bine, de ore întregi, de zile întregi sau la coadă, le vor întinde mâna și ce le vor spune? Că le e mai bine, că vă trăiesc mai bine, că au venit acolo la Iași doar pentru a participa la Sfânta Parascheva sau au încercat să rupă niște voturi, să câștige niște capital electoral. N-are nicio legătură. E o dovadă de lipsă de decență și, cum să spun, o insultă din punctul meu de vedere și nu vorbesc în cuvinte mari, o insultă pentru spiritul creștin care ar trebui să manifeste asupra acestei sărbători importante pentru creștinătatea românească. Da, nu întâmplător i-am adresat aceste cuvinte lui Adrian Negrescu, aceste întrebări, domnule Ciuhodaru, în contextul în care în debutul jurnalului am văzut un material cu voxuri, cu întrebări adresate oamenilor la coadă, la racla cu moaștele Sfintei Parascheva. Mulți se rugau pentru un trai mai bun, în contextul în care dumneavoastră simțiți mai bine acolo, la Iași, nivelul de spiritualitate în această perioadă încărcată de rugăciune. Care e părerea dumneavoastră? Au ce căuta politicienii în această masă de oameni care au făcut sacrificii enorme fizice stând la coadă în frig 18 ore? Oamenii se roagă, ați văzut, și pentru sănătate. Și mă așteptam ca cei care spuneau că, vorba aceea, nu sunt din Moldova, vă rog să nu mă jignit, să nu vine la astfel de evenimente. De parte de mine de a spune, fiecare are dreptul să facă ce vrea în materie de credință și compar acest eveniment, dacă vreți, cu cel mai mare pelerinaj din Europa, iar credința oamenilor trebuie respectată. Iar pe de altă parte, a respecta această credință și a încerca să oferi soluții bune pentru oameni, înseamnă să vii cu măsuri concrete, dincolo de afișajul ăsta de paradă. Sunt oameni politici pe care am văzut că nimeresc Iașul doar de Sfânta Parascheva sau cel mult de Ziua Unirii Principatelor Române. În rest, când este vorba despre soluții concrete, despre investiții, despre dezvoltare, ele sunt lăsate acolo undeva la urmă. Așa că, doamna Moraru, vă invit pe toți la Iași. Este o zi frumoasă, este un pelerinaj important pentru noi toți. Este o recunoaștere a faptului că România modernă s-a născut la Iași, dar dincolo de declarațiile astea pompoase, eu îmi doresc să văd soluții sănătoase pentru fiecare dintre noi și mi-aș dori, dacă vreți, această credință. Eu sunt nepot de preot, trebuia să fiu a 13-a generație de preoți. Și bunicul meu m-a învățat că important este să faci bine și multe lucruri le poți face fără a fi neapărat arătate în spațiul public. Așa că ceea ce fac eu și colegii mei în această perioadă, asigurăm sănătatea tuturor celor care au probleme în această perioadă încărcată de spiritualitate și dacă este nevoie, asta ar fi un lucru pe care l-aș recomanda politicienilor, dacă vreți, parafrazând un mare scriitor, Marin Preda. Eu o să vă spun, dacă sănătatea nu e, nimic nu e și poate se gândesc o dată și la sănătatea noastră, pentru că mă sunt foarte multe lucruri de făcut. Da, Adrian Negrescu, spuneai că cel mai probabil politicienii vor merge la pelerinaj la Sfânta Parascheva.
adresându-le oamenilor afirmații legate de creșterile de pensii și salarii, cum rămâne cu scumpirile? Se vorbește despre faptul că anul acesta carnea de porc de Crăciun va fi un lux. Vedem alimente de bază care și-au scumpit chiar și cu 20% prețul față de lunile de vară, cum se întâmplă la lapte. Vedem o creștere a carburanților pe fondul conflictelor din lume. Cum rămâne cu scumpirile în raport cu creșterile de pensii și salarii? Da, și vizita la medic să-l includ în acest demers și ceea ce spune domnul profesor Ciuhodaru, vizita la medic s-a scumpit 11% față de aceeași perioadă. Nici la medic nu ne mai permitem să mergem într-un an în care inflația a dus România pe primul loc la capitolul, în Europa, la capitolul scumpiri. Iată, politicienii nu vorbesc despre inflație, ne spun cu jumătate de gură că inflația scade în România, dar în continuare avem recorduri peste recorduri la... Mă uitam, medicamentele scumpire de 38% față de anul trecut. Ce să vă mai zic? Cartofii, mâncarea săracului, scumpire de 23%. Adică sunt niște creșteri de prețuri care sunt absolut imposibil de justificat din prisma modului în care statul ar trebui să intervină pentru a proteja această populație vulnerabilă, pentru care puterea de cum... în continuu de la o lună la alta. S-a ajuns ca pentru o familie cu doi copii în România, ca să ai un trai decent, adică să-ți plătești facturile, să ai ce să pui pe masă și să reușești să treci de pe lună pe alta, să ai nevoie de minim 2.000 de euro, 10.000 de lei, și ne spune asta Institutul Național de Statistică. Oare câți dintre români câștigă acești bani? De aceea cred că, și spuneam la început și insistam pe acest lucru, cred că nu este vorba în aceste zile despre neapărat de... încearcă, iată, politicienii să le vorbească despre cu totul și cu totul altceva decât pentru viața noastră de zi cu zi, despre prețuri, despre inflație, despre salarii și despre pensiile astea care au crescut ca într-un exercițiu de scamatorie financiară. Pare că sunt mai mari, dar de fapt dacă calculezi inflația pentru mulți dintre pensionari, venitul lor net, puterea lor de cumpărare a scăzut semnificativ. Sper că această scamatorie vedem, din punctul meu de vedere, în această perioadă, în an electoral, să... Amoraru. Și din 2025 lucrurile să arate într-adevăr altfel. Vă rog, domnule doctor. Dacă mi-este și mie permis, că tot domnul Negrescu mi-a ridicat mingea la fileu și vorbind și despre sănătate, eu am constat că este o creștere record a prețurilor la medicamente. Nu s-a întâmplat niciodată acest lucru, pe 25%, și oamenii ajung să se interneze în spital sau să-și interneze copiii pentru că pur și simplu nu pot face cost, față costurilor și își pun problema ce să plătească mai întâi, întreținerea, să-și cumpere alimente sau să-și ia medicamente. Adică iar se internează pentru că acolo medicația e gratis? Da, foarte multe familii, să știți, mai ales în spitalele de pediatrie, și internează copiii pentru că pur și simplu cheltuielile alea care par banale, în loc să avem medicație gratuită asigurată, așa cum am dorit tot timpul, măcar pentru copii, pentru mamă și copil, lucrurile sunt departe de ceea ce ar trebui să fie și poate pentru unii par puțin 10, 20, 30 de lei, dacă când ai 2-3 copii și răcești de vreo 3-4 ori pe sezon, ai o reală problemă financiară. Iar pe de altă parte o să mai spun câteva promisiuni neonorate, pentru că visul meu de suflet a fost acel spital regional de urgență și știți foarte bine că am făcut și peste tot aceste demersuri, iar din păcate finanțarea aia care obținusem de la Uniunea Europeană, 90% fonduri europene și cum ar fi trebuit să fie, s-a modificat total și sper să nu fie iar un vis prea îndepărtat, pentru că dacă mi-amintesc eu bine, trebuia să fie gata de prin 2024. Dacă vreau să mai vorbesc despre Iași, o să vorbesc și despre Institutul Cantacuzino. Eu în dimineața la 6 când mă duc spre spital, văd acolo unde era Institutul Cantacuzino la Iași. Știți unde se făcea polidinul, cantastimul, acele imunomodulatori? Este o mare paragină și un sens interzis și din păcate toate demersurile pe care le-am făcut pentru a redeschide Institutul Cantacuzino au fost blocate de neglijența și indiferența guvernanților. E frumos să vii să dai de mânuțe sau să strângi mânuțe, să faci baie de mulțime la un astfel de eveniment, să încerci să ții dacă vreți o acoperire de asta ecumenică, dar oamenii știu foarte bine că e doar fațadă și în locul acestor lucruri mi-aș fi dorit mai multă decență și măsuri concrete sau soluții pentru problemele de fiecare zi. Concluzii, domnule doctor, credincioșii sărbătoresc azi hramul cuvioasei Parascheva, ocrotitoarea Moldovei. Peste 50.000 de oameni încă așteptau azi noapte să ajungă la raclă. Mulți dintre ei au dormit în interiorul lăcașului de cult. Ce urmează în aceste ore cele mai aglomerate? Școlile s-au închis în Iași pentru a face față puhoaielor.
Mai e un sport extrem să circul prin Iași în fiecare zi, cu atât mai mult într-o astfel de perioadă. Iar ceea ce le recomand, atenție, pentru că într-o atmosferă de aceasta încărcată, aglomerația, fumul lumânărilor, starea emoțională deosebită pot produce și astfel de accidente care se necesită îngrijire medicală și să nu neglijeze și măcar o simptomatologie banală sau să se informeze foarte clar pe ce direcție ar putea să ajungă la punctele de prim ajutor, la cei de la salvare, la cei de la SMUR și care sunt zonele în care pot primi asistență medicală imediat. Iar în plus, nu neglijați medicația cronică, nu întrerupeți medicația pentru tensiune, pentru diabet, doar pentru a participa la aceste sărbători, iar sunt convins că divinitatea va manifesta foarte multă înțelegere atunci când ne luăm tratamentul și dacă vreți să mă abate de la anumite lucruri, dar să ne menținem și starea de sănătate, mai ales că vedeam că sunt foarte mulți pacienți cu afecțiuni oncologice și da, o să vorbesc acum și de planul ăla de luptă împotriva cancerului care e Da. departe de a fi pus în practică în România și să aibă grijă de sănătatea lor pentru că este extrem de important și în această perioadă. Vă mulțumesc foarte mult.